În universul fascinant al artei plastice, artistul Dorel Bălăiță strălucește, aducând cu el nu doar talentul artistic, ci și o pasiune vibrantă pentru colecționarea și reprezentarea adevărului istoric. Creațiile sale au devenit bucuria și sursa de inspirație pentru publicul din One și Bacău, dar și din întreaga țară. Cu o viziune artistică distinctivă, Dorel Bălăiță surprinde esența frumuseții trăirilor umane în lucrările sale. Fiecare detaliu, fiecare nuanță de culoare și fiecare linie pare să comunice o poveste. Ultimele două lucrări, cruci realizate cu măiestrie și încărcate de înțeles spiritual, au avut parte de două călătorii deosebite. Una din ele a călătorit până în Antarctica, găsindu-și locul lângă pinguini, iar cealaltă a ajuns în inima muntelui Athos, loc sacru pentru spiritualitatea creștină. Despre aceste două experiențe, Dorel Bălăiță mărturisește cu modestie. Două dintre crucile făurite de mine ajunse prima în Antarctica lângă pinguini și a doua în Athos. Mulțumiri celor care au făcut posibil acest lucru și cărora sper că le-a ajutat prezența lui Dumnezeu prin intermediul acestui simbol fundamental pentru noi creștinii. Artistul devine astfel un far călăuzitor în călătoria spirituală a privitorilor săi, oferindu-le o conexiune profundă cu lumea artei și a trăirilor umane. Dorel Bălăiță nu este doar un artist plastic, ci și un căutător de frumos și autenticitate, iar creațiile sale rămân mărturii durabile ale unei călătorii artistice și spirituale impresionante.